Afirmația pentru ziua 57 din programul Vindecarea Sufletului de Frică și Suferință de Deepak Chopra. Voi deschide calea pentru intuiție, eliberând orice energie care o blochează. Voi deschide calea pentru intuiție, eliberând orice energie care o blochează. Voi deschide calea pentru intuiție, eliberând orice energie care o blochează. Aceasta este o afirmație despre strategie. Atunci când e pe deplin dezvoltată, conștiința va reacționa la fel de ușor și de rapid cum reacționezi tu acum din ego. În prezent, când lucrezi cu stări de conștiință mai puțin extinse, elaborarea unei strategii îți este de ajutor. Scopul strategiei e de a te ajuta să treci dincolo de reacții mărunte și de nevoia ego-ului de a controla. Intuiția vrea întotdeauna să-și facă apariția. Tu trebuie doar să-i deschizi calea. Aceasta este blocată de mânie, resentiment, vinovăție sau frică. Dacă simți oricare dintre aceste emoții, atunci închide ochii și fii complet conștient de sentimentele tale ca senzații în corp. Spune-ți că e în regulă să ai aceste sentimente, dar întreabă-te și dacă vrei să le lași să plece. Dacă le lași să plece și momentul în care o faci, vei simți lumina sufletului tău, cea în care se află intuiția și inspirația. Intuiția adevărată conduce la inspirație, ceea ce înseamnă să fii în legătură cu spiritul și atunci nimic nu te mai poate opri. Așa să fie și așa este, Doamne ajută!